Salut! Astăzi o să jucăm un joc de strategie. Trebuie să creăm un oraș nou. Generăm aici câteva. Vinemo. Al nume mai avem pe aici. Hortola. Ceva scurt. Lumbia. Nu. Sentier. VD. Nu-mi place. Riden. Raiden. Sentis. Hai mă ceva. Orosita. O Rosita rămâne atunci. Ăsta nu știu dacă mă ajută cu ceva. Face o hartă nouă. Acolo să-mi pasă care o dă ei. Terenul mic, măcar să supraviețuiesc eu atât de mult încât să-mi ajungă terenul. Așa, dezastre, da. Lăsăm pe medium, nu dăm pe ușor, dar nici pe greu. Am jucat eu câteva ore, vreo cât 10 ore, cred că am până acum jucat la el și ori mor ăștia de bătrânețe și nu se mai mulțesc, nu mai fac copii, nu știu, sunt triști, supărați, habar n-am de ce, ori le mor de foame. Dar poate am mai mult noroc de data asta. Hai să vedem acum ce reușesc să fac. Să vedem cum e terenul, dacă e nașpa. Wow, e mișto! E super tare! Deci am spațiu aici pentru pescuit. Pădurea e departe de casă, pot să bag aici vânătoarea și medicii. Avem în partea asta iarăși o zonă, avem lacul, nu știu dacă mă ajută cu ceva. Bun, ar avea suficiente resurse. Pietre, nu prea avem copaci. Da, nu prea avem copaci. Nu e nimic, hai să vedem dacă reușesc să trăiesc cu ăștia. Să vedem dacă ne mulțim, ajungem la mai mulți cetățeni. Avem 10 adulți, 10 copii, da? Bun, bun. Asta e hambarul, mâncare avem. Avem și inventar suficient. Bun. Ce avem nevoie? Avem nevoie de case, primul lucru. Case din lemn, pentru că sunt mai ieftin de construit. Bun. Cum să le așezăm? Să pun casele pe lângă deal, pe lângă partea asta. Sau să le punem drepte. Le pun drepte. Pe două nivele, cred că. Cred că da. Și în spate. Da, așa o să faci. Bun. Deci, punem casa. Casa. Avem, de fapt, nu. Nu casele aici. Am nevoie și de case. Dar am mai multă nevoie de spărgător de lemne. O să punem asta lângă asta de stocare. Deci și ia lemne direct de aici și le sparge aici, da? Băgăm asta pentru ustensile. Să mai facă topoare sau ce mai au ei nevoie. Le băgăm tot așa lângă asta de stocare. Bun, am pus astea. Acum urmează casele, da? Casele. Casele, da. Unde eram aici? Trebuie să pun un loc de pescuit, că o să moară ăștia de foame. Am pățit-o de câteva ori. Am învățat lecția. Așa, casă. Așa, câte avem? Avem 4. 5 case mi se pare că sunt destule, nu? Suntem 20. 15 case, 20, da? A, 5 case. Da, mai bine. 5 case, punem 6 case. Nu, cred că mi-ajung astea. Bun, 5 case. Așa, trebuie să pornească, să apuce ăștia de treabă. Să dăm să curățăm zona, curățăm de piatră și ce mai e pe aici. Și de copaci, mai adună în partea asta. Așa, până aici e acceptabil. Curățăm și astea. Și pe aici mai am o chestie de făcut. Uite mă, e primăvară, aș putea să plantez mai bine decât să pescuiesc. Hai să plantăm exact lângă
Uite, casa am pus-o așa. Am pus-o el într-o parte. Sau am pus-o eu greșit? Am pus-o greșit? Probabil am pus-o greșit. Acum mai băgăm o dată. Cum am pus-o? Ba nu, am pus-o bine. Da, nu înțeleg. Așa, bun. Și acum vreau să pun, să plantez, da? Exact în spatele casei. În spatele caselor. Plantăm. E prea mare. E, pe atunci facem altă manevră. Dăm așa. 4. Cu 11. Cu 12. A, îl pune direct. Băi, lasă-mă. Păi plantăm atunci. Avem grâu. Perfect. Punem fermier. Uite, bă, că nu mă gândeam că merge așa. Deci nu mi-am dat seama, mă, că pot să fac și chestia asta. Deci punem grâu aici. Mi se pare că n-aveam curățată zona de nu mergea la mine. Cam am încercat să fac asta și n-am mers. Cât a fost, mă? 4 cu 15? Cu 12. 4 cu 12. Și ăsta merge din prima. Păi plantăm direct, mă. 4 cu 12. Păi strângem la mâncare, gata. Nu mai pun, nu mai fac pescarul, că pescarul nu ia și ăsta dă în copaci. Nu, merge și ăsta. Posibil să fie prea mulți fermieri. Poate că da, poate că nu. Asta se lovește. E prea mic? Cum e prea mic? A, 3, 4, da. 4, 12. Bun. Și merg toate. Nu, ăsta trebuie să taie copaci. Ok, bun. Atunci punem și pe aici grâu. Punem și fasole, da? Și fermieri. Avem nevoie de fermieri. Băi, dar eu am... Hai că nu, că lasă așa că e bine. 4 fermieri și restul se descurcă ei. Ia. De aici. Viteza a doua. Să vedem. O să construiască și casele. Da, mă, și o să meargă acum. Nu mai mor de foame ăștia. Pe ca pescari aveam 2 pescari. Nu, aveam 2 lucruri de pescuit, adică 8 pescari și nu reușeam să strâng destul de mâncare să-i țin în viață. Începeau să moară într-una, unul după altul. Unul după altul mureau. Așa, bun. Plantează ăștia liniștiți. Asta e aproape gata, trebuie să băgăm un tăietor de lemne, spărgător de lemne. Că vine iarna și o să înghețe ăștia de frig. Haide. Spărgător de lemne, băgăm un spărgător de lemne aici. Gata. Nu vine, mă? I-am dat să ud cutter, e bine. Vedeți ce? A, are deja lemn tăiat. Stai, mă, că dăm limita mai mare, 400. Nu mai avem piatră. Piatră și lemne, ok. Piatră și lemne, păi da, deci nu le iau ăștia. Posibil să fi greșit, i-am băgat pe ăștia să... Mâncare mai aveam. Puteam să o mai amân plantarea. Asta nu are ce să fac. Bine, dacă tot mai avem, mai că lăsăm ăsta. Băi, hai mă să fac o dată casele. Mărim prioritatea la astea aici. Pot, mă, să măresc? Vine cineva? Asta nu e niciunul. Am destui constructori. De ce? A, le ia pe rând, bine. Le ia pe rând. Dacă se face și grâu. Avem și fasole. Nu știu care e mai... Probabil grâu merge mai bine. Să reziste, să mănânce mai mult. Băi, dar mai trebuia pentru haine. Pentru haine, să nu înghețe ăștia de frig. Și vânător mai trebuia să fie făcut. Hai că le luăm pe rând. Ce mai zicem? Nu mai avem fier. Fier? A terminat și fierul? Ăsta nu muncește pentru că mai am. Dar nu am lemne suficiente. Am prea mulți fermieri. Constructori. Hai că lăsăm. Rămân fără casă, mă. Rămân fără casă între timp. Hai că nu, că le face, gata.
Mai trebuie piatră și lemne și unelte. Avem 30. Dăm viteză mai mare cu 5. Posibil să am mai mult noroc de data asta. Hai că a luat-o iar. Te arătură. Băi, dar am uitat să fac drumurile. Dacă fac drum, o să se miște mai repede când merge pe drum. Poți să și observi când merge mai repede. Așa. Odată și odată pe aici. Așa, odată în partea asta. Pe aici, prin spatele casei, nu. Momentan. Avem o lemne, puține lemne. Hai să băgăm unul aici. Să mai spargă la lemne, că vine iarna, nu? A, nu. E sfârșit de primăvară. S-a făcut și grâul. Rămâne fără mâncare. Posibil să fi greșit cu plantarea. Posibil. Dar acum începe să-mi arate că le e foame. Trebuia să fi făcut și un pescar. Că nu facem noi și un pescar. Pescar. După viteză mai mică s-a pus să reacționeze aici. În cazul în care iar dau de belele. Că mor ăștia de foame. Și totuși n-ar trebui, mă, că am. Am grâul. Acum trebuie să-l ia. Bun, hai să le vedem. Pescarul aici. Merge băgat în spate? E aproape de... Merge, bă, exact în spatele ăsta. Perfect. Și pot să mai bag încă unul lângă el? Seamnă ce faci, băi. Pot să mai bag unul ăsta lângă el? A, numai că lovește în... Pot să-l dau mai jos. Da, chiar, pot să-l bag mai jos, nu? Sau să-l bag lângă el. Că se vede mai bine. A, nu merge pe terenul urât. A, ba da, merge. Cred că merge, îl fac așa. Și ăsta vine... Am ales scurt cum îl fac degeaba, pentru că n-am destui oameni ca să îi fac pescar. Bun, ăsta pentru unelte, da? Să facă unelte. Ăsta a făcut deja 400? Nu. A, stai că apare... N-are lemn. Nu mai are lemn. Tot am fără casă. Băi, faceți mă casa. Prioritate, îi dăm prioritate la casă. Merge? Avem doi constructori. Haideți. Faceți casa că e bine. Fermieri, să am 4 ca să meargă repede. Posibil să... Dacă am mai puțin de 4, nu mi-arată că nu sunt destui, dar vine iarna și rămân cu jumate cules din producție. Am pățit-o și pe asta. Bine, n-avem fier. N-avem fier. Îl împărăm. Asta ce e, mă? Laborer. Care e, mă, ăsta? Cum îi zice, mă? N-am căutat traducerea la ăsta. Oricum, ăsta se ocupă cu căratul și curățatul de zone. Curăță zona de aici de pietre și de copaci. Și mai cară de unde e de cărat chestii. Cum ar fi și asta de la... plantație, nu? A, și nu s-a ocupat nimeni de curățatul ăsta. Că nu are când, nu are cine. Nu știu exact dacă se observă. Am activat la sharpening, image sharpening de la AMD. Nu mai avem mâncare? Hai că e mâncare acum, stai că abia o culege. Acum vine și mâncarea. Stați așa. Da, mă, și e activat ăla de la AMD. Să se vadă puțin mai conturat. Se vede puțin mai clar, mai frumos. Imagine. A, gata, mă, l-a curățat și pe ăsta. Aș putea să fac? Nu. Trebuie să curățe și ăstea. Să curățe și ăstea de aici. Da. Și ăstea.
N-am dat, mă, să le curățim. Trebuie să dau viteza mai mare, probabil. Avem 12. Bă, dar de ce nu face casa, mă? Ce îi lipsește? Unelte, n-avem unelte. Asta n-are lemne. 41%, mă, o termină. Cum așa, să văd dacă termină casa o dată. Avem viteză de la 5. Reușesc, mă, să ajung departe cu ăștia. Dar nu mai avem lemn, nu e problemă. Sau e problemă, vine iarna și n-am... Gata, m-a terminat, pe bun. S-a terminat și casa. S-au mutat în casă, gata. Ce zice? Nu avem mâncare. Hai, mă, că le strânge peste ce se întâmplă. E sfârșit de vară, e bine. Aici avem așa, asta ce mai băgăm? Dacă bag și aici tot grâu, mai trebuie încă un fermier. Mai băgăm un fermier. Nu am fier destul. Ba da, uite că avem 14, trebuie doar să le adun. Dau pe 10 viteza. Mai avem mâncare. Hai, mă, că abia cu care, ce vă speriați așa. Acum o car. Asta sparge la lemne, avem pe mare lemne. Lemne de foc, foarte puțin. Mi se pare că mai au și aici, uite. Au 50 de... Și-au făcut stocul ăștia din case. Au și mâncare, au și lemne. A, e 50 de bucăți pe casă, nu? Ce mă ăsta? Da, mă, că nu mai am lemne, am văzut. Stai că le luăm acum, apărând. A venit toamna. Încă n-am reușit să facem locul de pescuit. Să mai fac drumuri. Mai am un drum de băgat aici. Ăsta. Spre locul de pescuit. Așa, și din zona asta. Nu, îl las așa, bine. Așa, uite, că se ocupă de el. Și asta când îl faci? Ai făcut drumul? A, n-a făcut drumul. N-are ce trebuie? Trebuie piatră? De ce n-a terminat drumul? Că ăsta nu e terminat, mai trebuie să dă și aici. Nu are... A, gata, mă, i-a dat. Nu avea... Ce nu avea? Da, nu înțeleg ce nu avea. Bine, avem piatră. Avem fier o grămadă, piatră mai puțină. Stai așa, lasă ușor. Lasă ușor că trebuie să mai fac zonă de stocare de asta. Unde e, mă? Ăsta. Stocăm material, da? Și avem 1, 2, 3, 4. Aș vrea să fac la fel încă o dată. 2, 3, 4, 5, 6. 6 cu 4, da? A, e 4 cu 6. Bine, și așa. Mai punem unul aici. În cazul în care nu ajunge. Bun. Nu mai avem copaj, mă. Bine, mâncare... Zici că ar avea. De ce nu faci ăsta? De ce nu-l termini? Ce nu are? Asta ce-i trebuie? Trebuie lemn. Nu mai avem lemn. De mă, pe viteză. A, mergeam pe 1! De-aia se mișcă așa încet. Hai, mă, că aduce acum și lemnul. Avem o grămadă de fier. Facem ustensile. O să trebuiască să mai fac un loc în care să... de piață, cum îi spuneam, mă? Marketul. Trebuie să fac marketul să îi mențină pe ăștia mai sănătoși. Mai sănătoși. Trebuie să fac... dar chiar, trebuie să fac o fântână, parcă îi zicea. Fântână era asta, parcă așa e. Zice că îi menține mai fericiți. Dacă sunt fericiți și sănătoși, mai fac și copii. Dacă nu, praf o să alege. Am pățit-o și pe asta, am rămas în 10 și după aia mi-au început să moară de bătrânețe. După câți erau?
17 ani, parcă aveam, s-a umplut și s-a umplut, mă. S-a umplut stocul de unelte, nu, mai bagă. Mai bagă că poate mai construiești și să fie acolo o grămadă. Așa, păi, dar se umple asta imediat. Hai că o să mai construiesc acum un loc de pescuit, de să pregătim pescarul. Pescarul, de fapt, îl pregătim după ce e gata lucrarea. Mergem pe viteza 5. Așa, mă. Și n-aveam copii care să crească, să fie adulți și mi-au murit de la 10, au scăzut într-una de bătrânețe. Dar de bătrânețe, mă, aveam stoc de 6.000 și ceva de mâncare. Stai, ce s-a întâmplat? Nu mai avem lemne, iar. Tu ce zici, mă, că ești? A, nu, ăsta e de la semnul întrebării, de la că nu avem pescari. Bine, băgăm un pescar aici. De fapt, asta ce vrea? N-are lemne, trebuie, lăsăm un pescar, chiar dacă mâncarea mai avea. Cât e, mă, pe casă? Cred că 200. Undeva pe la 200, nu, că depinde de câte persoane sunt, sunt 5. Sunt 5. Că 200 pe persoană, la 4 sunt 120, dar depinde că au început să mănânce de când au intrat în iarnă sau nu știu exact cum funcționează, nu dau seama. Bun, las-o pe pauză puțin, că am uitat să salvez. Bine, asta e micul unde testez eu ce testez. Păi și cum? A, și dau aici, aici salvează el singur, bine. Deci aici e salvarea de înainte, să nu cumva să uit. Salvează. O rosită e pentru YouTube, să nu cumva să fac vreo prostie, să... Aia e, până la urmă, dacă înlocuiesc salvarea și o iau de la capăt. Nu o fi chiar atât de grav. Bun, mica mea problemă acum ar fi că nu mai avem lemne. Cred că las să treacă un an să fac stoc și apoi o să fac și pădurar. Și ce mai fi de făcut? O să mai curățăm, să luăm pentru lemne, da? Lemn, cred că e mai aproape zona asta, dăm aici tot ce e lemn, să-l ia. Haideți, băi. Lasă aici locul de pescuit. Asta e aproape, asta e full. Și mai avem și aici 16%. Să facem stoc. Dă-i cu 5. Asta ce, asta e copil, asta e degeaba, aha. Zice că slujba, e copil. E copil. Asta n-are... Da, n-are lemne. La pescuit încă mai merge treaba. De construit n-am nimic de construit. Că las decât unul la construit. Și o să... Îl las mai strângă de pe aici. Să-mi fac așa o idee, unde mi-aș mai băga. Aici las, cred că, liber pentru case și poate mai măresc producția, plantația sau ce mai. Și totuși nu. Aș putea să fac chiar de vânătoare și de... Să pun pădurarul aici. Să pun pădurarul aici. Da, mă, și facem extra lângă casă. Sau să pun aici, de fapt. Nu o să fac lângă casă. Lăsăm cu plantația aici spațiu să mai pun câte ceva pe lângă casă și mă mut în partea asta cu... Da, o să facem aici. După ce strâng ăștia destule, hai că îi dăm pe 10. După ce strâng ăștia destule lemne, o să-i dau să mai construiesc. Să mai construiesc, să aibă haine, dar stai că trebuie pentru sănătate. Herbalistul era pentru sănătate. Deja sunt 4 stele, nu e bine. Și mai trebuie pădurarul ca să pună, să planteze copaci, că rămânem până la urmă fără lemne de tot. Mai are ce să se spargă ăla, să avem la iarnă. Mai trebuie... Pentru haine, că sunt iețe de frig, dar pentru haine am nevoie de vânător. Dacă pun vânătorul, pun și vânătorul. Și le pun pe toate aici, mă. Pun și vânătorul. Dacă le punem acum. M-a strâns destul ea de viteza la 5. Gata, a venit primăvara. S-a apucat ăștia de plantat iar.
Stai un puțin, păi și aici mi-a rămas astea, alea plantat acum. Mâine că au rămas nestrânse. Dar nu că nu rămâneau doar două, nu mi-a părea așa. Bun, avem decât fasolea. A, și fasolea o punem mai devreme. Da. Așa mă, câte avem aici pești? A prins el 25, 80, ultimul sezon. Sezonul la ce se referă, mă? La primăvară, primăvară e un sezon și vară e alt sezon, nu? Compară, sau anul trecut. Nu, cred că primăvara. Sezon, da, da, așa e, așa e. Primăvara e un sezon, vară e alt sezon. Ok, bun. Și acum am zis că avem lemne, nu avem lemne. Cum să fac, mă? Să las acolo, o să fie departe și până mi-a duce aici. Să pun pădurarul extra lângă casă. Să am pădurarul extra lângă casă. Pun pădurarul aici. Și vânător tot lângă casă. Și dacă e mă mut cu casele și cu alte locații în partea aia. Cred că așa o să și fac. Așa facem. Punem pădurarul. Ia că mă ocupă grămadă. Pădurarul punem în dreapta. Ocupă mult. Vânează și până lângă casă, nu e bine. Punem pe aici, mă. Vânătorul. Punem vânătorul aici. Să dăm, e bine așa. Nu. Vânătorul. Vânătorul. Pădurarul. Unde mă acasă? Pădurarul. Se planteze până lângă casă. Pădurarul. Pădurarul, herbalistul să culeagă tot ce ajută la sănătate. Herbalistul, am pus pădurarul, mai trebuie la mâncare ăsta care adună ciuperci și tot ce e comestibil, da? Îl băgăm tot aici, că toți sunt ca o echipă aici. Deci avem... Herbalistul e în pădure, ăsta e tot cu pădurea, ăsta e tot cu pădurea, toți sunt în pădure aici și nu sunt nici departe de casă, o să trebuia să facem un drum până la ei. Și o să facem acum drumul. Ia, am zis să-l dau drept până încoace. Îl dau drept până aici. Legăm așa frumos. Așa, mă, bun. Ce zice asta că? Nu! Tornadă, unde tornadă? Unde tornada? A atins tornada în josul... Unde, mă? O tornadă a atins... În josul orașului. Mi-a luat ceva? Nu văd ce a făcut tornada. Mi-a omorât în oameni? Nu. Josul ăla orașului e aici, nu? O fi... Păi, dar nu, când zicea de... Unde a fost, mă, tornada? N-am apucat să o văd. Oricum, n-a murit nimeni, că m-a anunțat dacă era să moară. A venit tornada, dar nu știu, bă, nu mai avem, nu mai poate să, nu mai sparge lemne? Sparge, mă, să le avem acolo, bagă până la 1000. Câte avem? 147 cu 268. Mi-l arată, mă, și pe aici totalul. A, uite, mă, 415, da, bun. 415. Acum avem lemne. Pădurarul o să mai strângă niște lemne. Dacă e să-l fac. Bine, o să... O să am nevoie să construiesc ăsta de aici. Stai, mă, când vine cineva la el, nu construiește nimeni. Nu am prioritate ăsta, dar nu înțeleg de ce. A, aici e prioritate la aia de vânătoare.
Dar o să am prioritatea mai mare. A, hai că vine. E bine, e bine, e bine. Bine, hai că dăm pe 5, hai să vedem dacă sunt 5 constructori. Se ocupă mai repede de toate. Avem 3 pentru aia de vânătoare. Da, mai dau cu viteza 10. Hai să curese rapid aici. Ia uite mă cum vin mă, ia uite-i. Avem aici fericire maximă. Dar sănătatea e cam păducă, 4 stele nu e chiar bine. Hai mă. Ce mai avem pe aici? A pescuit. Nu cred că o să am nevoie. Asta. Cât avem aici? Mâncare cam puțină. Încă n-am cules producția de aici, recolta de grâu. Nu prea înțeleg de ce le pune în hambar, sau cum zice asta? Hambar, nu? De ce le bagă în ăsta și după aia și le ia și le duce la casă? De ce nu le duce direct în casă? Nu prea înțeleg de ce se procedează așa. Avem 16 cu 7. Hai că am trecut de 20 cât era la început, nu? Nu avem lemne. Lasă mai pe 2. Ah, bun, 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 bun. Vânător, bagă. Băgăm 3 vânători. Cu vânătorii fac treabă. 3 vânători. Herbalistul de sănătate. Trebuie să facă și pe ăsta neapărat. Dar de sănătate mai avem și piața. Încă n-am destul lemn să fac. Dacă le luăm pern, le dau pe viteză mai mare. Asta ce nu are lemne. Nu mai am lemne, mă. Nu mai avem lemne. Avem la pescuit, mai băgăm un pescar. Lemne, de unde, mă? Nu mai am pe aici. N-am mixuri pe nicăieri la astea, nu? Bine, atunci hai că mai luăm lemne. Defrișează pădurea pe aici, iau. Iau tot. O să pun în pădurală, o să planteze după aia. Hai să vedem dacă merge. Unelte cred că avem destule, da. O să opresc ăsta și tetorul de lemne, că avem și de la. Și băgăm la construit. De fapt nu l-a construit că n-am, trebuie să curețe zona. Lăsăm 2 la 1 la construit până mai strâng niște lemne. Dar e pe viteză maximă. Ambarul aici, uite, avem și carne deja, avem și piele. Băi, piele trebuie să fac croitor. Să... Când să le fac pe toate, mă, că am o grămadă de idei. Trebuie să fac întâi... Bine, pauză. Salvăm iar. Rosita, salvează. Așa, de înainte. Așa, deci ăsta va să culeagă tot ce e comestibil. Și ăsta e pentru sănătate, în caz că e bolnav și încep să se îmbolnăvească ăștia. Bine, asta de prioritate la ăsta. O repede. A, n-am mincitori? Ce zice că n-am? N-am mâncare? Mâncare și lemne. Lemne acum adună la ele. Mâncare... Cum mă, n-am mâncare? Suntem prea mulți? 18. Păi cum mă, 18 și deja nu ne ajunge grâu? Cătălina asta băgăm tot pe grâu. Că văd că fasolea nu prea e. Nu prea ține. Deci nu ajunge fasolea aici. Au ăștia fasole prin casă iau. S-a luat carne, este hoț. Grâu și carne. Bravo, mă, ce să ăștia. A, vânătorii, băi, și-au luat bucata de carne vânătorii, da? Bun. Bun, ar trebui să fac eu un drum spre pădure, să meargă mai repede. A,
Hai mă, termină cu ăsta. De viteză la 5. Cu 10. Hai că le termin ușor, ușor. Bun, le-a terminat. Lasă munțit acum. Nu vreau ce fac. Herbalistul. Avem 2 pentru sănătate, da? A, n-am pădurar? E doar așa cu pădurarul, da? 2 la pădurar. 3 la pădurar. Păi da, stai puțin. Pădurarul și asta ce era? A, asta e pentru... Da. O termină și pe asta în curând. Asta e pentru adunat de ciuperci și alte chestii comestibile. Bun, mai avem noi de luat piatră de pe aici. Mă, cum da, dacă am piatră, aș putea să fac casele din piatră. Stai așa că nu e bine. Tot am așa multă piatră. Terminăm cu ăsta de aici. Bun. Băgăm unul la ăsta. Ghea de răr de ăsta. Și am multă piatră, da? Aș putea să fac casa din piatră. Avem 24 lemne. N-avem lemne, mă. N-am lemne. Am piatră o grămadă, dar n-am lemne. Aș putea să mai renunț la ceva? Nu am lemne. Aș mai construi ceva, dar nu prea am lemne. De unde să mai iau eu lemne? Păi da, nu le-au luat nici pase de pe aici. Mixurile peste... Mixurile puse. Da, mă, să le luăm mai ușor. Hai să facem stoc. Cred că rezistă. Rezistă? Nu rezistă. N-am destul grâu. Mai scoatem din pescari. Pădurarul nu are treabă cu mâncarea asta, plantează. Mai lăsăm la pădurarul 1. Vânător 2. Pescuit 1. Așa, fermierii e sacules. Lăsăm fără fermieri. Hai să vedem dacă reușim să o strângem aici, să punem niște lemne. Hai că s-au dus toți. Așa, mă, luați lemnele, că e berea. Nu avem lemne. Și a venit iarna și o să stea puțin pe afară. Nu o să stea în casă acum. Avem, mă, lemne destule, sparte. 674, hai mă, poate mi-ajung. Unelte de fier, o grămadă. Hai mă, mai strângeți niște lemne, mă, că vreau să mai construiesc. Ăla cruitorul să facă haine mai bune. Dar vreau să am multă piatră, vreau să-mi fac casele din piatră. Dacă le fac din piatră, zice că îi încălzește mai bine. Deci asta înseamnă că ține mai mult pe afară, nu? Dacă se încălzesc mai repede. Mai am lemne. Hai, mai avem 10 care cară la lemne. Ce vine așa puțin? Așa, e sfârșit de iarnă. Mâncare mai avem, nu? Dacă mai aduc vânătorii. Stai, mă, vânătorii. Mai lăsăm la vânători cu ăștia. Dacă trebuie. Sfârșit de iarnă. Vine primăvara, trebuie să dau iar fermierii pe plantat. Băi, și câți ani am? 11 și încă n-au reușit să aducă destule lemne. Gata. Primăvara, las-o pe 1. Lăsăm aici 1, fermieri, 5. Hai, 5. 5 fermieri. Vânătorii trebuie să strângem mâncare. Se mai spargă la lemne ăsta. Bun. Hai că, pe la urmă, trăim și cu casele de lemn. Stai să facem ăla de piață, că ăla îi ține fericiți, nu? Stai puțin. Stai așa. Pauză. Cetățenii. Adăpost, armor, fully fine.
Așa, viață, herbalistul, da, și spital. Da, când sunt bolnavi. Dacă nu sunt bolnavi, n-am nevoie de spital, da? Herbalistul îi menține sănătoși. Fericiții menține... Uite, mă, piața, fântână, mă, fântână am zis că fac și am uitat. Asta e tavernă, ce înseamnă asta, mă, nu știu. A, și ăsta de trading, cimitire și biserică. Deci să nu fac, am făcut mine și de la aia mi s-a sare spraful, de erau nefericiți și nu s-au mai, n-au mai făcut copii și au murit de bătrânețe. Aveam o grămadă, aveam două hambare pline aveam de mâncare. Și n-a reușit să-i mai fac, au murit de bătrânețe unul după altul. Bine, izmei, băi, bun, deci dacă am haine mai groase, mai bune, de-aia vreau să fac croitor. Îi ține mai mult pe afară și pot să stau și iarna să mai facă tot treaba. Pe lângă casa, pe aici. Educație. Deci ăștia pădurarii fac mai multe lemne că sunt educați, nu? Și ăștia gatherers, ce înseamnă asta, mă? Aducătorii de culegători sau ceva ce-o fi. Ok. Să facem atunci ce am zis că facem. Facem o... facem un, o piață, un market. Facem un market și... unde e, mă, marketul? Și un loc... A, și o fântână. Stai, mă, că le luăm părâncă, mamă. Încurcat în ele. Fântână. Unde e fântână? Construit. Fântână. Fântâna o băgăm... o băgăm lângă pescuit aici. Lângă pescuit. Da, până la urmă ce are. Facem lângă pescuit aici. O fântână. Facem și drumul până la fântână. Așa, și drumul la fântână îmi face. Așa. Fântână. Și mai zice că piață, da? A, și loc de trading. Ce înseamnă, mă? Trade. În voială, nu în voială, mă. Când ai la schimb, nu știu exact care mai e traducerea la el. Bun. Facem și marketul. Trebuie să meargă, că am oprit-o. Lasă să meargă așa încet, până fac eu. Asta, mă, marketul. Minca pe aici? Nu minca pe o piața. Piața o să o dăm. Merge aici, mă? La fix intră. Și bag piața aici. Băgăm piața aici. Și punem casele pe lângă, dacă. Nu? Punem piața aici. Cât îmi trebuie? Destule. Piatră mai am. Am 62 piatră. N-am piatră. Piatră am 48 doar. Am nevoie de piatră. Păi dar nu culeg eu tot ce e aici. Stai așa. Piatră. Ia toată piatră. Că fier mai am. Am 134, îmi trebuie 40. Fier avem. Constructori și de ăștia. Gata. De pe viteza a doua, a cincea de fapt. Fermierul merge. Ăsta unelte mai am, nu? 145 am un tank. Lemne de foc mai avem. Fermierii se ocupă cu ăstea. Fântâna o face și pe aia imediat. Bă, de fântână am uitat. Fântâna îi menține fericiți, am 5 stele, dar să fiu sigur. Nu avem piatră, da? M-am dat să culeagă, ai răbdat. Să mai fac eu treaba aici, să salvez repede. Orosita. Nu știu de ce am impresia că a trecut mult timp, dar să fiu sigur că e salvat. Așa, e primăvară, da? E fântâna gata?
Aproape gata, 2 cu 10. Bă, dar muncește la fântână, mă, am decât un muncitor să bag. Bag 3 muncitori. Așa, e fântâna gata aproape, nu? Nu mai avem piatră. Că am folosit-o la fântână. Bun, gata și fântână. Nu știu exact. E... Sunt curios cine o să o folosesc, o să mă uit. Uite ăsta, copilul? A, nu, s-a uitat la el. Bun. Până aici e bine, suntem pe puțin la 10, la 5. Hai să-i dau eu prioritate lui ăsta. A, sunt deja... Păi aici. Dar nu mai am piatră. Adună cineva la piatră după aici? Dacă bag eu la muncitori. Tot o 6. Adună și piatra. Ia care și a piatra. Ia mă piatra. 28 din 62. Da mă, uite, hai că și a piatra direct. Ia și o aduce aici. Hai că e bine. Las-o așa. Punem asta aici. În care mai avem. Uite mă că a crescut viața mă, sunt fie mai sănătoși acum. Probabil de la herbalist. Avem 2. Pădurar nu prea am. Pădurar o să mai bag eu acum un pădurar. Să mai strângă lemne. Să mai taie lemne, să mai strângă lemne. Trebuie să faci și marketul. Așa, 65% îl termină. După market facem că avem de asta piele, avem piele și facem ăla croitorul. Unelte mai avem, nu? Avem 134. Ăla e, mă, gata. Lasă pe 2. Și băgăm aici unde ești, mă? 3 de băgăm direct în partea asta. De fapt nu pot să bag de aici, trebuie să opresc constructorii. Și băgăm acum. 4. 4 care să stea aici. Din 12, mă? 12 se pot ocupa de treaba asta. Asta înseamnă să țin 12 persoane mai fericite. Mai fericite înseamnă că ajunge și noi la mai multe persoane care să trăiască. Populație mai mare, da? Nu mai avem mâncare. Vânători? Am scos vânătorii? Aș putea să mai bag aici să adune ciuperi sau ce mai adună ăsta. Hunter am 3. Hai mă, dă-mi fermierii, nu că nu pot să scad la fermieri. Aș putea să scad dintre ăștia. Da, aici nu cred că o să fie nevoie să care. Până la urmă ăștia doar cară să fie mereu aici. Câte puțin din toate, deci o să scot din ăștia. O să lăsăm 2, că pe la urmă cât cară? Cară de aici până aici, nu e mare chestie. Așa că unelte mai avem. Sunt destule, dacă pot să dau și la ăsta. Când are 50 sau 150, îi dau după aia. Lasă-le așa. Să facem mai bine. Hai să facem chestia aia cu croitorul, îl băgăm aici în margine, să încapăm aici, nu, aici, lasă aici, încape, ce zice că n-am, nu mai am mâncare, mă. Mai băgăm niște pescari. Mai băgăm un pescar, dar cu pescarul n-am reușit eu să-i țin în viață, mă. Erau, aveam cât 12 persoane și 8 erau la ca pescari. N-au trăit, au început să moară de foame. Deci asta nu prea m-a ajutat așa tare. Așa. Deci carul ăsta aici. Vendor. Nu știu nici asta ce înseamnă. Vânzător ceva, poate. Uite mă, și le care aici. Care din hambar aici, că le e mai ușor să-și ia ce au nevoie, dacă sunt în piață.
toate produsele care le avem noi pe aici prin hambar. Nu mai am piatră iar. Au luat toată piatra, mă? A rămas fără piatră. O să fie nevoie să fac un pot pe aici. Unde mai e, mă, piatră? A, păi are băiatul piatră aici, un tank. Culeze piatră. Așa. Aici, stai, mă. Aici construiește. La aia mai e puțin. A venit toamna. Păi stai, mă, ăsta le-au plantat și le-au și cules. N-am fost atent. Bine, le-au plantat, le-a și cules. Înseamnă că fermierii o să iau o pauză. Hai să mai facem stoc aici, că nu mai avem. Fermierii, ce mai trebuie? Pădurarul. Băgând în fermieri la pădurari și la ăsta, pescarii. Gata, mă. Hai, lasă-le așa, dă-i pe 5. Acum la asta n-are ce să mai facă fermierul și a luat, a cules mâncarea, n-are ce. Aici constructorul, dă-i cu 5. Construiește, mă. Face sau nu face? 60%? Unde e, mă, constructorul? A, uite-l aici. Builder. A venit la lucrare. 6 de înainte cu tupeu. Cam din toate, nu trebuie doar să construiască. A, și ăsta folosește uneltele? Nu, nu înțeleg cum sunt astea folosite. Ce vrea să însemne asta? Sau are ea unelte? Are lângă ea și le folosește? Nu. Îmi dau seama care ar fi chestia asta. Da. Se termine și pe asta, le facem și haine. Le facem și haine și aș putea să fac un loc în care să tradera. Cum zice, mă, ăsta, trading post. Să-l fac. Să fac și un trading post. Gata, m-a luat-o și pe asta. De pe viteza 2. Avem aici piele, da? Piele, că n-am lână și alte alea. De pe piele atunci. Unul la piele. Când face 150, se oprește. A venit toamna. Ce aș putea să mai pun? Aș putea să mai pun mere. Plantații de pomi fructiferi. Dacă mai pun mere, o să fie nevoie de... Ia, pot să le pun aici? E prea mult. Dacă pun mere, o să fie nevoie să mai pun fermieri. Unde să punem o plantație de mere? În jos la ăsta, cred că facem în continuare aici. Cât era? 4 cu... Cât era, mă? Cu 12? Pot să bag până jos? Nu, că nu vine până în linie. 4 cu 12 merge până... Nu, undeva până pe aici. Hai, n-are nimic, că le facem așa. Punem 4 cu 12... 8 cu 12, doar până aici merge, 4 cu 12 atunci. Și punem, trebuie să-mi tai un copac. Pentru un copac nu pot să dau să văd ce îmi plantează aici. Ce avem, mere, pere, piersici. Și aici o vedea ce mai pune. Mai facem un drum până jos. Ia, se ocupă asta. A venit, mă, a venit să-l taie! Dă-i! Dă-mă, se poviteză mică! Dă-i! Deci l-a tăiat, a luat o bucată din ele și a mai rămas o bucată de luat. Ia-mă, hai! Iar și pe ăsta să vedem ce plantăm. Ce avem aici de plantat? Avem de plantat? Piersici, mă! Bun!
se bagă de a face drumul. Așa, toate bune și frumoase până aici. Foarte frumos. Avem haine. Destulă piele să facă haine. A, nu? Pe de unde ar luat-o? De la piață. Aici avem piele. Leather, da. Bine. O să facem și piersici. Da. Salvez și e suficient pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!